Vă salut! Pentru că pare tot mai aproape un război între Iran și Statele Unite ale Americii, în acest clip vom analiza și vom compara în detaliu puterea militară a celor două națiuni, concentrându-ne exclusiv pe aspectele actuale. Vom explora în mod obiectiv și echidistant capacitățile militare ale acestor două țări, focalizându-ne pe aspectele strategice, bugetul de apărare, forțele terestre, maritime și aeriene. Prin această prezentare, ne propunem să vă oferim o imagine clară și obiectivă asupra stării actuale a puterii militare a SUA și a Iranului, bazată pe informații disponibile publicului larg. Dacă mi-apreciați conținutul și doriți să participați la dezvoltarea canalului, vă rog să vă abonați. Vizionare plăcută! Forțele armate ale Statelor Unite ale Americii reprezintă organizația militară de stat a SUA și sunt de departe cele mai puternice forțe militare din lume. Aceste forțe armate sunt compuse din 5 componente principale. 1. Armata Statelor Unite ale Americii sau US Army reprezintă forțele terestre ale SUA și are un rol crucial în operațiunile terestre și teritoriale. Forțele aeriene ale Statelor Unite ale Americii, US Air Force, asigură supremația aeriană și spațială, oferind capacități aeriene superioare, inclusiv aviație de vânătoare, transport și atac. Forțele navale ale Statelor Unite sau US Navy sunt responsabile de operațiunile maritime și de proiecția puterii navale. Aceasta include nave de război, submarine și avioane de război cu capacitate de a opera pe mare. Pușcași marini sunt o forță rapidă și mobilă de intervenție, specializată în operațiuni amfibii și de asalt. Și paza de coastă, care este responsabilă pentru securitatea maritimă, aplicarea legii pe mare și servicii de salvare și cercetare în apă. Aceste componente lucrează în strânsă coordonare și subordonate Departamentului Apărării. Forțele armate ale SUA au o prezență globală și misiunea lor principală este de a menține pacea, securitatea și apărarea SUA, precum și de a sprijini politica și obiectivele naționale ale țării. De asemenea, aceste forțe sunt pregătite să acționeze pentru a pedepsi națiunile responsabile de acte de agresiune care pun în pericol pacea și securitatea internațională. Conducerea supremă a acestor forțe este exercitată de către președintele Statelor Unite, iar cel mai înalt rang militar este deținut de președintele Joint Chiefs of Staff. Forțele armate ale Statelor Unite ale Americii permit recrutarea începând de la vârsta de 17 ani cu acordul părinților sau de la vârsta de 18 ani pentru cei care doresc să se alăture în mod voluntar. Vârsta maximă pentru a deveni parte a acestor distinse forțe militare variază în funcție de componența specifică. Armata Statelor Unite ale Americii, US Army, acceptă recruți cu vârsta maximă de 35 de ani. Corpul de marină primește recruți cu vârsta maximă de 28 de ani. Forțele navale ale Statelor Unite, adică US Navy, admit recruți cu vârsta maximă de 34 de ani. Forțele aeriene ale Statelor Unite au o limită de vârstă maximă de 39 de ani și paza de coastă acceptă recruți cu vârstă maximă de 27 de ani. Aceste componente ale forțelor armate americane formează un personal activ impresionant, un număr de aproximativ 1.300.000 de militari. În plus, există o importantă rezervă militară, care însumează aproximativ 800.000 de persoane. Acești oameni angajați în forțele armate ale SUA sunt dedicați menținerii păcii, securității naționale și apărării țării lor, reprezentând un pilon esențial al apărării naționale al Statelor Unite. Forțele terestre. Forțele terestre ale Statelor Unite ale Americii reprezintă o componentă esențială a complexului apărării naționale. Această ramură militară impresionantă are un efectiv de aproximativ 476.000 de militari,
în armata obișnuită, conform datelor din 2020. În plus, forțele terestre beneficiază de sprijinul semnificativ al Gărzii Naționale, un efectiv de 343.000 de membri în același an, și al armatei de rezervă, care numără 200.000 de persoane în 2020. Aceste cifre reprezintă totalul personalului în uniformă, însumând un impresionant număr de 1.018.000 de indivizi. Forțele terestre nu se limitează doar la personalul militar activ, ci beneficiază și de sprijinul a aproximativ 330.000 de angajați civili. Aceștia contribuie la diverse aspecte ale activităților militare, oferind un suport esențial în domenii precum administrarea și infrastructura militară. În ceea ce privește capacitățile tehnologice, forțele terestre ale SUA dețin o flotă impresionantă de aproximativ 4.406 aeronave cu echipaj. Deci nu vorbim despre forțele aeriene aici, vorbim despre forțele terestre, care separat de forțele aeriene dețin 4.400 de avioane. Aceste aeronave acoperă o gamă variată de roluri și sunt utilizate pentru a sprijini operațiunile militare terestre. Forțele terestre reprezintă o forță puternică și bine pregătită, cu o prezență semnificativă în întreaga lume. Efectivul lor considerabil și capacitățile tehnologice avansate le conferă un rol crucial în menținerea securității naționale și în sprijinirea politicii naționale a Statelor Unite ale Americii. Trupele terestre au în dotare următoarele. Mortiere. Mortar M224 cu calibru de 60 de mm, origine SUA, numărul nu este cunoscut, dar se estimează la aproximativ 500 de bucăți. 2. Mortar M252, calibru de 81 de mm, origine Marea Britanie, 990 de unități. Mortar M120, calibru de 120 de mm, utilizat și în varianta M1064 de 81 de mm, origine Israel, 1076 de unități. Mortiere Cardon, sistem cu recul de 81 respectiv 120 de mm, origine Israel și SUA, 320 de unități, montate pe vehicule Striker. Mortar Carrier sau vehicule de transport special pentru mortiere, în jur de 380 de unități, cu 60-70 de proiectile în stocare. Obuziere. Howitzer M119, calibru de 105 mm, originea Marea Britanie și SUA, 821 de unități. Howitzer M777, calibrul de 155 mm, origine Marea Britanie și SUA, 446 de unități. Howitzer autopropulsat Paladin, calibru de 155 mm, originea SUA, 514 unități în serviciu, aproximativ 850 în depozit. Howitzer autopropulsat PIM, calibrul de 155 mm, origine SUA, 48 de unități, cu o comandă fermă pentru încă 180 în primul contract. Vehicul de aprovizionare cu muniție pentru artilerie de calibru 155 mm, origine SUA, 48 de unități. Lansatoare de rachete M270 MLRS Multiple Launch Rocket System. SUA au 220 de unități care sunt lansatoare de rachete cu mai multe focuri și sunt autopropulsate. Acestea pot lansa rachete de calibrul 227 de mm. M142 HIMARS 368 de unități, care sunt lansatoare de rachete montate pe camion. Acestea pot lansa rachete de calibrul 227 de mm. Apărarea antiaeriană Centurion. Aceasta este o unitate de tip SRAM, un sistem de tun rotativ de calibru 20x102 mm, folosită pentru apărarea antirachetă. Originea sa este SUA, dar numărul nu se cunoaște cu exactitate. ANTWQ-1,
Este un sistem antiaerian de autoapărare cu calibrul de 70 mm montat pe vehicule ușoare. SUA au 453 de astfel de unități. M-SHORAD este un sistem de autoapărare antiaeriană cu calibrele 180 mm și 70 mm. SUA și Italia lucrează împreună pentru acest sistem și au 144 de unități montate pe vehicule de tip Striker. Sisteme Patriot. Acest sistem antiaerian mobil are rachete de calibru 410 mm și capacitatea de a intercepta rachete balistice. SUA dețin 480 de astfel de unități. Terminal High Altitude Area Defense. Acest sistem antirachetă mobil are rachete de calibrele 340 mm și 370 mm. El este capabil să intercepteze amenințări balistice la altitudini foarte înalte. SUA au 42 de astfel de unități. Tancuri. M1 Abrams. SUA deține 2500 de tancuri M1 Abrams, care sunt tancuri principale de luptă. M10 Booker. Există 12 prototipuri M10 Booker livrate și 96 în curs de livrare, începând cu anul fiscal 2024. Vehicule de luptă pentru infanterie. M2 Bradley. SUA are 1420 de vehicule de luptă pentru infanterie de tip M2 Bradley. M3 Bradley. În cadrul unităților active se află 1200 de vehicule de luptă pentru infanterie de acest tip, iar altele 800 se află în rezervă. Transportoare blindate pentru infanterie. SUA are în jur de 14.000 de transportoare blindate pentru infanterie de tip Striker, M113, Guardian și Pandur, care au diverse variante, inclusiv transportoare pentru echipamente medicale de comandă și pentru luptă contra rachetelor. De asemenea, au donat 169 de vehicule Ucrainei. Vehicule protejate împotriva minelor și ambuscadelor. SUA au în jur de 15.000 astfel de vehicule. Vehicule de teren cu mobilitate sporită. Au aproximativ 150.000 de vehicule ușoare de utilitate. Aproximativ 40% dintre cele rămase în serviciu sunt blindate. Și peste 150.000 de camioane și platforme pentru personal sau pentru logistică. Forțele aeriene. Acestea sunt una dintre cele trei componente majore ale forțelor armate ale SUA, având un rol crucial în asigurarea securității naționale și puterea aeriană. Aceasta reprezintă cea mai mare și cea mai avansată forță aeriană din lume. Sunt compuse din forțe active 330.000 de persoane, Garda Națională Aeriană 95.000 de persoane, rezerviștii, care numără un total de 69.000. Forțele aeriene ale SUA dispun de o flotă impresionantă de aeronave, inclusiv 5573 de avioane, din care 2132 sunt avioane de luptă. Această flotă diversificată include avioane de vânătoare, bombardiere strategice, avioane de transport, avioane de recunoaștere și aeronave de susținere. Au în dotare 450 de rachete balistice intercontinentale, o componentă vitală a triadei nucleare a SUA, care asigură capacitatea de descurajare nucleară. Pentru a sprijini operațiunile sale, dispun de o rețea de 32 de sateliți artificiali. Acești sateliți oferă comunicare, navigare, supraveghere și alte capacități cruciale, contribuind la avantajul strategic al SUA în teatrul aerian. Principalele piese ale forțelor aeriene sunt F-16 Fighting Falcon, multirol cu un număr de exemplare de 775, Thunderbolt 2, alt jet, cu rol de atac, număr de exemplare 281, F-15 Eagle, tipul jet, rolul este de supremație aeriană, F-15 Strike Eagle, multirol predominant de atac, număr de exemplare 218, F-35 Lightning, este un multirol jet
de generația 5-a, 283 de exemplare. MQ Reaper, multimisiune, număr de exemplare 251. F-22 Raptor, recunoaștere și luptă, număr de exemplare 177. Bombardiere. B-52 Stratofortress. US Air Force deține 74 astfel de aeronave. Două dintre B-52H au fost reactivate pentru a înlocui aeronavele avariate, reducând numărul total de la 76. B-52H este un element esențial în capacitatea de proiecție a puterii a SUA. B-1B Lancer. A intrat în serviciu în 86. US Air Force dispune de 45 de astfel de aeronave. B-1B folosește un design cu aripi cu poziție variabilă și este în curs de înlocuire cu noul bombardier B-21 Raider. B-2A Spirit, cunoscut și sub numele de Steel Bomber. B-2A Spirit a fost introdus în serviciu în 1997 și este una dintre cele mai avansate aeronave ale US Air Force. Există 19 astfel de aeronave în flotă. B-2A Spirit este cunoscut pentru capacitatea sa de a evita detecția radar și urmează să fie înlocuit de bombardierul B-21 Raider. Marina Statelor Unite este una dintre cele mai puternice și influente marine militare din lume, jucând un rol cheie în apărarea națională a SUA și în asigurarea securității globale, cu un efectiv semnificativ și o flotă impresionantă de nave și aeronave, Marina SUA este un element esențial al capacității de apărare a țării. Iată mai multe informații despre Marina. Efective. Marina SUA are un efectiv activ de aproximativ 330.000 de soldați, ceea ce o face una dintre cele mai mari marine militare din lume. În plus, există aproximativ 100.000 de soldați în rezervă, ceea ce adaugă flexibilitate și capacitate suplimentară în caz de nevoie. Operează o flotă impresionantă, având aproximativ 430 de nave. Această flotă include portavioane, distrugătoare, crucișătoare, submarine, nave de asalt anfibiu și multe altele. Portavioanele reprezintă o parte crucială a capacității de proiecție a puterii a SUA și pot opera aeronave pentru proiectarea puterii pe distanțe lungi. Marina SUA dispune de o flotă aeriană navală puternică cu peste 4.000 de aeronave. Acestea includ avioane de vânătoare, avioane de recunoaștere, elicoptere de luptă, aeronave de patrulare maritimă și multe altele. Aeronavele asigură supravegherea și protecția navelor și submarinelor și au capacitatea de a proiecta puterea în orice parte a globului. Marina SUA are o prezență globală semnificativă și este angajată în protejarea intereselor naționale ale SUA, asigurând libertatea navigației și contribuind la menținerea păcii și securității globale. Este un element cheie al capacității de apărare a SUA și joacă un rol vital în strategia națională a țării. Operează o gamă variată de nave și submarine, fiecare având roluri specifice în asigurarea securității și apărării naționale. Iată o organizare a informațiilor și mai multe detalii despre tipurile de nave și submarine din dotarea Marinei SUA. Portavioane. Clasa Nimitz. Aceasta este cea mai numeroasă clasă de portavioane, cu 10 nave în serviciu. Clasa Gerald Ford. Există două nave în construcție, una operațională, una comandată și se planifică construcția altor 7 nave din această clasă. Nave de asalt anfibiu. Clasa Tarawa. Marina operează o singură navă din această clasă. Clasa Wasp. Există 8 nave din această clasă în serviciu. Clasa America. Una dintre aceste nave este în dotarea Marinei SUA. Nave de suprafață. Crucișătoare din clasa Ticonderoga. Marina operează 22 de crucișătoare din această clasă.
Distrugătoare din clasa Arleigh Burke. Există 61 de distrugătoare din această clasă în serviciu. Fregate din clasa Oliver Hazard Perry. Marina dispune de 19 fregate din această clasă. Submarine. Clasa Ohio. 18 submarine. Clasa Los Angeles. Există 43 de submarine din această clasă în dotarea Marinei SUA. Clasa Seawolf. 3 submarine operaționale. Clasa Virginia. 9 submarine în serviciu cu încă 5 în construcție. Aceste nave și submarine au roluri variate, de la proiecția puterii în operațiuni internaționale la apărarea coastei SUA și a intereselor naționale. Marina SUA continuă să fie un element vital al capacității de apărare a țării și joacă un rol semnificativ în menținerea păcii și securității globale. Forțele armate iraniene sunt cele mai mari din Orientul Mijlociu în ceea ce privește trupele active. Acestea sunt alcătuite din aproximativ 610.000 de militari activi, la care se adaugă 350.000 de rezerviști și personal pregătit, mobilizabili la nevoie, aducând astfel forța militară totală a țării la aproximativ 960.000 de persoane. Aceste cifre nu includ forțele de apărare sau basij. Majoritatea armamentului importat de Iran constă în sisteme americane achiziționate înainte de Revoluția Islamică din 1979, cu achiziții limitate din partea Rusiei în anii 1990 după războiul Iran-Irak. Cu toate acestea, țara a demarat ulterior un program robust de rearmare internă, iar inventarul său a devenit tot mai autohton. Conform oficialilor iranieni, cea mai mare parte a echipamentelor militare ale țării sunt fabricate intern, iar până în anii 2000, Iranul devenise deja un exportator de arme. Imposibilitatea de a importa sisteme de arme din străinătate din cauza sancțiunilor internaționale și americane, precum și problemele cu o flotă aeriană învechită, au determinat Iranul să investească sume semnificative într-un program ambițios de rachete balistice și cu rază lungă de acțiune, fabricând diferite tipuri de arme și muniții, inclusiv tancuri, vehicule blindate, drone, precum și diverse active navale și sisteme de apărare aeriană. Programul balistic și spațial al Iranului este un subiect politic internațional sensibil, asupra căruia țara a refuzat constant să negocieze. Autoritățile iraniene afirmă că programul lor de rachete nu este conceput pentru a livra încărcături nucleare, ci este utilizat doar pentru lovituri chirurgicale și, prin urmare, nu este relevant pentru nicio negociere nucleară cu grupul P5+1. Programul iranian de drone a stârnit de asemenea îngrijorări în întreaga regiune a Orientului Mijlociu și în mare parte a lumii occidentale, în special din cauza proliferării acestora în rândul forțelor aliate Iranului din Orientul Mijlociu, precum și a exporturilor către țări ostile SUA. Potrivit generalului Kenneth McKenzie, șeful comandamentului central al SUA, Statele Unite se confruntă pentru prima dată de la războiul din Corea cu absența totală a superiorității aeriene din cauza amenințărilor reprezentate de dronele iraniene. Toate ramurile forțelor armate se află sub comanda statului major general al forțelor armate iraniene. Ministerul Apărării și Logistică pentru Forțele Armate este responsabil de planificarea logistică și finanțarea forțelor armate și nu este implicat în comanda operațională militară de pe teren. Comandantul suprem al forțelor armate este liderul suprem. Programul nuclear al Iranului este în centrul unei dispute intense, dar în prezent țara nu are capacitatea de a produce arme atomice. Potrivit informațiilor din The Atlantic, rachetele balistice iraniene nu dispun de o rază de acțiune suficient de mare pentru a reprezenta o amenințare directă la adresa SUA. Conform aceleiași reviste, Teheranul nu se bucură de sprijinul unor aliațe solide în rândul marilor puteri din regiune. Iranul are relații bune cu Rusia și China, dar nu are aliați fideli printre marile puteri. Fiind considerată una dintre cele mai izolate țări din lume, Iranul a ales să exploateze vulnerabilitățile trupelor americane și ale aliaților SUA prin intermediari și atacuri asimetrice. Având a opta cea mai numeroasă armată din lume, armata persană se dovedește potrivită pentru implementarea unei astfel de strategii. Cu
un buget destinat apărării de 15,1 miliarde de dolari, Iranul se situează în afara topului 20 privind bugetul armatei. Acest buget este semnificativ mai mic în comparație cu cel al rivalilor regionali, precum Israel cu 22 miliarde de dolari și Arabia Saudită cu 75 de miliarde de dolari, conform datelor furnizate de Institutul Internațional pentru Cercetări de Pace din Stockholm. Este important să menționăm că Statele Unite ale Americii au un buget militar mult mai mare, de aproximativ 877 de miliarde de dolari, aflându-se la ani lumină distanță față de Iran. Impactul economic al sancțiunilor americane a fost resimțit și în domeniul militar, bugetul militar al Teheranului înregistrând o reducere semnificativă. De asemenea, forțele iraniene, în special gardienii Revoluției, nu se bazează exclusiv pe finanțarea din bugetul de stat. Acestea controlează aproximativ o cincime din valoarea totală a companiilor listate la bursa din Teheran și dețin mii de alte companii, generând venituri pentru forțele armate. Gardienii Revoluției exercită de asemenea controlul asupra unei părți semnificative a economiei subterane, conform Fundației pentru Apărarea Democrațiilor din Washington. Gărzile revoluționare ale Iranului sunt structurate în mai multe divizii, iar generalul Qasem Soleimani, cel asasinat, a condus timp de decenii Forța Quds, responsabilă cu operațiunile peste hotare, în special în Orientul Apropiat. Numărul estimat al trupelor din Forța Quds, conform cercetătorului britanic în securitate Jack Wetling, se situează între 17 și 20.000 de membri. Conform The Guardian, Forța Quds a mobilizat diverse miliții șiite în cel puțin 5 state din regiune, numărând în total până la 200.000 de luptători. Acești intermediari iranieni acționează într-o zonă cenușie, implicându-se în atacuri și conflicte care nu ating nivelul războiului între state. Gărzile revoluționare mai controlează și milițiile Basij, o trupă paramilitară cu aproximativ 90.000 de membri, mobilizați pentru menținerea ordinii și pentru a reprima protestele. Basij, similar altor instituții din Iran, a fost inițial formată ca o forță de voluntari în timpul războiului dintre Iran și Irak. Cu trecerea timpului însă, s-a înrădăcinat și a evoluat pentru a deveni o entitate temută și o parte integrală a statului, conform informațiile publicate de The Washington Post. O altă ramură importantă a gărzilor revoluționare o reprezintă forțele navale, formate preponderent din nave care patrulează strâmtoarea Hormuzului. Aproximativ 20% din producția globală de petrol trece prin această zonă strategică. În 2019, strâmtoarea Hormuz a fost martora unor confruntări între navele iraniene și vase petroliere străine, evidențiind importanța strategică a acestei rute maritime. Datorită structurii specifice a statului iranian, gărzile revoluționare au o influență mai mare decât armata standard, chiar dacă sunt numeric mai mici. Relațiile tensionate dintre guvern și aceste trupe autonome au fost o constantă în peisajul politic iranian. În ceea ce privește echipamentul militar, Iranul dispune de 1643 de tancuri, clasându-se pe locul 18 din 137 de țări evaluate, 2345 de vehicule de luptă blindate și 1900 de lansatoare de rachete. Este important de menționat că majoritatea tancurilor sunt modele învechite și depășite. Cu toate acestea, există o excepție notabilă, și anume modelul nou Karar, programat să fie livrat armatei persane în 2018. Karar prezintă similarități cu tancul rusesc T-90, însă Teheranul a negat orice colaborare cu rușii la producerea acestui model. Flota maritimă a Iranului nu se remarcă prin dimensiuni impresionante, neavând portavioane sau distrugătoare. Aceasta cuprinde doar 6 fregate, 3 corvete, 34 de submarine și 88 de nave de patrulare. Printre submarine se regăsește și modelul rusesc, cunoscut sub numele de Kilo în vest, sau Paltus Halibut în limba rusă, supranumit și Gaura Neagră, datorită faptului că este greu de detectat.
Flota aeriană a Teheranului nu reprezintă un motiv de mândrie, conform unui articol din The National Interest. Iranul dispune de 509 aeronave, un număr mai mic și cu performanțe inferioare comparativ cu rivalii săi, precum Israel, care are 595, și Arabia Saudită, care are 848, care au acces la avioane de ultimă generație. Statele Unite au de asemenea o prezență puternică în regiune cu o flotă aeriană de impact. Unele dintre aeronavele iraniene datează încă din perioada Shahului sau din timpul războiului din Golful Persic din 91, când Saddam Hussein a transferat o parte din flota sa aeriană în Iran pentru a o proteja de atacurile americane. Majoritatea forțelor aeriene iraniene sunt reprezentate de avioane de producție americană, precum F-4, F-5 și F-14, asamblate în anii 70, denumite de iranieni zburătoarele iuți. După semnarea acordului nuclear din 2015, care a ridicat sancțiunile internaționale și a revitalizat economia iraniană, Iranul a avut oportunitatea să-și modernizeze flota aeriană militară. Deși opțiunea franceză Mirage 2000 era pe masă, Teheranul a preferat modelele americane și rusești mai familiare. Cu toate acestea, Iranul a respins oferta Rusiei, care era dispusă să vândă 30 de avioane moderne Su-30. The National Interest susține că acest refuz a fost influențat de reticența gărzilor revoluționare, care nu doreau ca armata obișnuită să devină prea puternică. SUA au avut un impact semnificativ asupra exporturilor de petrol ale Iranului, afectând puternic economia țării. Ca rezultat direct, importurile militare iraniene au înregistrat o scădere considerabilă. În perioada cuprinsă între 2009 și 2018, Teheranul a alocat doar 3,5% din suma cheltuită de Arabia Saudită pentru dezvoltarea forțelor armate. După anul 2018, importurile militare iraniene au continuat să înregistreze o descreștere. Confruntată cu această situație, armata persană a fost nevoită să se orienteze către dezvoltarea locală a noilor tehnologii și să apeleze la achiziționarea de echipamente mai accesibile din Rusia și China. În încercarea de a compensa decalajul tehnologic față de SUA și rivalii săi regionali, Iranul s-a concentrat asupra constituirii unui sistem avansat de rachete balistice cu rază scurtă și medie, recunoscut drept cel mai dezvoltat din regiune. Printre aceste rachete, Shahab 1 are o rază de acțiune de 300 de kilometri, iar în replică Washingtonul a instalat scuturi antirachetă în unele țări vecine pentru a contracara amenințările balistice provenite din partea Iranului. De asemenea, armata persană a dezvoltat și rachete intercontinentale, însă progresul în această direcție a fost stopat după semnarea acordului nuclear din 2015. După retragerea Statelor Unite din tratatul nuclear în 2018, Iranul a început să renunțe gradual la angajamentele prevăzute în acord. Asasinarea lui Soleimani a determinat Teheranul să se retragă complet de la limitele impuse de tratatul deja nul. Aceasta deschide posibilitatea ca Iranul să reia în orice moment programul de dezvoltare a rachetelor intercontinentale. Conform Institutului Internațional pentru Studii Strategice, o rachetă Shahab 3 are o rază de acțiune de 2000 de kilometri și ar putea atinge Israelul, reprezentând o posibilă armă de ultim resort al Teheranului. De asemenea, acest institut menționează că Iranul dispune de 32 de sisteme rusești S-300 de rachete sol-air. Iranul dispune de o gamă variată de drone, pe care le-a utilizat în operațiuni desfășurate în Irak și Israel. Există presupuneri că drone iraniene au fost implicate și în atacul asupra unor instalații petroliere din Arabia Saudită. Gărzile revoluționare operează o divizie specializată în atacuri cibernetice, desfășurând anterior astfel de atacuri dincolo de granițele Iranului. După asasinarea lui Soleimani, The New York Times a speculat că una dintre posibilele riposte ale Teheranului ar putea fi un atac cibernetic împotriva unor entități americane. Majoritatea analiștilor nu anticipează că Iranul va risca un război deschis cu Statele Unite pentru a răzbuna moartea lui Soleimani. În schimb, se așteaptă ca Iranul să adopte operațiuni asimetrice pentru a ataca forțele și interesele americane în Orientul apropiat.
Deși bombardamentul a două baze militare SUA în Irak nu a provocat victime umane, acest lucru nu exclude posibilitatea ca Iranul să utilizeze și alte strategii de atac indirect sau să desfășoare conflicte mici. Conform Deutsche Welle, Teheranul ar putea să se bazeze pe trei piloni într-o astfel de confruntare. Primul ar fi apărarea dincolo de granițe, prin operațiunile trupelor Quds, care pot ataca forțele SUA în afara Iranului. Al doilea pilon ar putea consta în lansarea de rachete pentru a lovi ținte americane mai îndepărtate, iar al treilea ar fi închiderea strâmtorii Hormuz pentru a provoca haos pe piața energetică globală. În eventualitatea în care strâmtoarea Hormuz ar deveni un punct de conflict, Iranul ar putea conta pe a patra cea mai mare rezervă de petrol din lume, peste 150 de milioane de barili, pentru a supraviețui unui astfel de blocaj. Probabil Teheranul nu se așteaptă la o invazie terestră din partea SUA și a aliaților săi. Potrivit The Guardian, unii analiști estimează că ar fi nevoie de 1,6 milioane de soldați pentru o operațiune de succes, care să evite un conflict de durată cu o contrainsurgență asemănătoare cu cea din Irak. Mai multe surse estimează că numărul trupelor americane în Orientul Mijlociu depășește 50.000 de soldați. Firește, o altă opțiune pentru Iran ar fi menținerea situației curente. Istoricul David Crist a descris confruntarea semiformală dintre SUA și Iran începând cu Revoluția Islamică din 1979 drept un război crepuscular. Conform The Atlantic, Iranul a adoptat aceeași abordare de-a lungul acestei perioade. A compensat pentru inferioritatea militară față de SUA prin conflicte proxy, prin intermediari, evitând să se implice în războaie deschise. Aceasta i-a permis să-și mențină o plauzibilitate relativă absolvirii de responsabilitate și în același timp să-și promoveze interesele cu riscuri și costuri minime. Asasinarea lui Soleimani de către SUA și atacul ulterior al Iranului asupra bazelor americane din Irak reprezintă prima confruntare deschisă dintre cele două țări după ce protestatarii iranieni au invadat ambasada SUA din Teheran în 1979. Deși tensiunile par să se fie atenuat pentru moment, rămâne riscul ca războiul crepuscular, caracterizat de relații tensionate, dar controlate, între cele două țări, să evolueze într-o confruntare mai serioasă. În concluzie, puterea militară a Iranului se conturează ca un element crucial în peisajul geopolitic al Orientului Mijlociu. Cu o forță militară numeric impresionantă și o strategie bazată pe conflicte asimetrice și proxy, Iranul își afirmă influența în regiune. Tensiunile recente cu Statele Unite, evidențiate prin asasinarea generalului Qasem Soleimani și răspunsul ulterior al Iranului, ilustrează fragilitatea echilibrului între cele două puteri. De la arsenalul său diversificat, inclusiv rachetele balistice, dronele și capacitatea sa cibernetică, până la utilizarea trupelor proxy și a milițiilor regionale, Iranul construiește o paradigmă de apărare și influență. În ciuda sancțiunilor economice și a presiunii internaționale, Iranul își menține ambițiile regionale și caută modalități inovatoare de a-și promova interesele. Viitorul relațiilor dintre Iran și comunitatea internațională rămâne incert, iar evoluțiile ulterioare pot avea implicații semnificative asupra stabilității regionale și globale. O analiză atentă a dinamicii geopolitice este esențială pentru înțelegerea perspectivei și impactului puterii militare a Iranului în anii următori. Speculațiile despre desfășurarea unui război între Iran și SUA sunt subiectul unor analize complexe și incerte, deoarece multe variabile pot influența evoluția unui conflict. Desfășurarea unui astfel de război depinde de numeroși factori, inclusiv deciziile liderilor politici, reacțiile comunității internaționale și evoluția situației pe teren. Un război între Iran și SUA ar putea începe cu escaladarea tensiunilor, posibil ca urmare a unor incidente militare sau a unor provocări politice. Aceasta ar putea duce la un conflict deschis, cu operațiuni militare la nivel regional și global. SUA au o putere militară mult mai mare decât Iranul, având o flotă aeriană avansată, tehnologie sofisticată și capacități de proiecție a forțelor în întreaga lume. Iranul s-ar baza probabil pe tactici asimetrice, inclusiv atacuri cu rachete, operațiuni cibernetice și mobilizarea trupelor proxy în regiunea Orientului Mijlociu. Un astfel de conflict ar putea implica diferite teatre de operațiuni, inclusiv Iran, Orientul Mijlociu și chiar acțiuni cibernetice la nivel global.
Strâmtoarea Hormuz, prin care tranzitează o parte semnificativă a petrolului mondial, ar putea fi un punct strategic important. Un război ar avea consecințe umanitare și economice grave, afectând viețile civile și destabilizând economiile regionale și globale. De asemenea, ar putea exista riscul extinderii conflictului la alte state din regiune. Vă mulțumesc pentru vizionare și dacă doriți să participați la dezvoltarea canalului, vă rog să dați like și să vă abonați. Pe data viitoare!